Fondul de dezvoltare instituțională pune la dispoziția universităților 6 axe de finanțare. Universitatea din Craiova a depus 6 proiecte. Printre altele, conducerea vrea să investească în modernizare și cercetare. Principalul scop al acestui proiect, mai bine spus, constă în extinderea activităților suport destinate susținerii cercetării de excelență în universitate. Suma totală alocată acestui proiect este de 372.000 de lei. Până la sfârșitul anului, în cadrul universității se vor implementa proiecte ce privesc îmbunătățirea calității educației, consiliere și formarea antreprenorială sau eficientizarea procesului de internaționalizare al universității. Unul dintre proiecte a vizat și stațiunea de cercetare pentru pomicultură de la Râmnicu-Vâlcea. Universitatea are 3 stațiuni didactice, una la Caracal, una la Banu Mărăcine și una la Vâlcea. Aici am avut probleme, am găsit niște probleme pe care le-am remediat și le-am remediat și cu ajutorul acestor proiecte. Suma alocată pentru acest proiect, câștigată prin acest proiect, este de 300.000 de lei. 1.700.000 de lei însumează proiectele câștigate de Universitatea din Craiova. Acestea vor fi implementate în decursul acestui an.